Șansă importantă pentru handbalistele CSM-ului. Ele vor juca în această seară la Deva, în etapa 6-a Ligii Naționale. Ocazie nimerită pentru Dospin și coechipierele să bifeze o nouă victorie, mai ales că echipa ploieșteană este favorită în cetatea Devei. Cel puțin așa susține antrenorul Gigionescu. Acesta este deranjat că partida se dispută în condiții neobișnuite, ca oră și zi, dar speră că acest lucru să nu le influențeze pe fete. Superioritatea Ploieștiului în fața Devei este dată și de clasament. Oaspetele sunt pe locul 6, iar gazdele pe 10, însă despărțite de un singur punct.